Ei, salutare tuturor, eu sunt Aijunjo și bine v-am găsit, oameni buni, la o nouă serie pe canal. Bine v-am găsit, și nu e o glumă, bine v-am găsit la Minecraft. Doamne Dumnezeule, dar de ce face Minecraft? Dar ce se întâmplă? Ei bine, oameni buni, acesta, în primul rând, țin să vă anunț că nu este un Minecraft obișnuit. Din câte puteți observa, avem un shader aici minunat. De data asta avem și o luminiță aici care bate pe fățuca noastră ca să se vadă mai bine facecam-ul. Și dacă vă uitați în dreapta, o să vedeți că avem 23 de moduri. Deci, este Minecraft modat, nu-i așa? Da, este Minecraft modat. Dar nu este orice Minecraft modat, nu este Minecraft-ul modat pe care îl jucau toți. E un Minecraft special. De ce este special? Pentru că acest Minecraft este hardcore cu adevărat. Deci, ce a jucat până acum, pot să zic că n-a fost hardcore. Ce? A, te duceai aici și dădeai pe difficulty hard și aia era tot jocul, nu? E bine, nu funcționează așa și aici. Aici este o chestie cu adevărat hardcore. De ce? Pentru că însăși recipe-urile de la crafting sunt schimbate complet. Și o să vedeți imediat, dar mai întâi vreau să fac rost de lemn ca să vă pot face demonstrația, pentru că o să am nevoie de foarte mult lemn. Ai ciuncio, da, ai destul lemn, adică poți să-ți faci o masă de crafting, un târnăcop din lemnele pe care le ai. Oricine ar spune chestia asta. Ei bine, nu, așteaptă și ai să vezi. Înainte de a începe acest episod, de a continua acest episod de fapt, v-aș ruga tare, tare mult să mă susțineți și pe mine apăsând butonașul de like. De asemenea, dacă vă place această serie și vreți să fiți la curent cu episoadele din această serie, v-aș recomanda să vă și abonați la acest canal, pentru că o să mai facem Minecraft modat și o să fie un Minecraft cu adevărat special. Mie personal îmi place acest modpack. Este un modpack custom, nu este orice modpack de la luat de pe internet și gata, hai să facem o serie. Este un modpack pentru care eu am făcut foarte multă cercetare, foarte mult research am făcut pentru acest mod și din câte puteți observa, harta, însăși harta este un pic mai specială. Avem și un shader aici. Folosim în momentul de față shaderul Vibrant Shaders Medium pentru filmat. Nu de alta, dar am scade foarte multe FPS-urile. Înainte aveam undeva la 230 și acum am 82, deci vă dați seama. Pentru început, ce se întâmplă? Avem chopping block. Da, oameni buni, pentru a face rost de lemne, trebuie să facem un chopping block. O să facem două chopping blocuri și am să încerc să mă mișc cât mai repede posibil. Deja filmăm de 3 minute și am să încerc să mă mișc cât mai repede posibil să putem să facem cât mai multe. Bun! Pentru a face rost de lemnele normale, nu putem sub nicio formă să punem pur și simplu lemnele aici și să facem chestii din ele, da? Trebuie să luăm ocudul, îl punem aici jos, da? După care spamăm click-ul, bum! Și există o șansă, pentru început există o șansă să-ți dea lemn. Poate să-ți dea lemn, poate să nu-ți dea lemn. Și atunci trebuie să mai pui alt bloc, trebuie să mai spargi încă un bloc. Iată, avem Oakwood Planks. Din Oakwood Planks, în mod normal, de fapt nu știu dacă funcționează la fel și aici. Dacă vrei să faci rost de bețe, trebuie să mai pui încă o dată Oakwood Planks-ul, spamezi click-ul și din nou există o posibilitate să-ți dea bețe. Deci cam așa funcționează acum. Și mining-ul, să nu credeți că e mai ușor, s-a schimbat și mining-ul, este mult mai hardcore, acum ne dă niște chestii, de fapt o să observați asta pe parcurs, am să încerc să explic cât mai multe pe parcurs așa. Dacă aveți orice întrebări, v-aș ruga să lăsați în secțiunea de comentarii toate întrebările voastre și am să încerc să răspund cât mai curând. Iată, uite, ne-a dat și un băț, deci din 17 sau nu știu câte aveam. La noi, iată cu ce am rămas, cu 3 Oakwood Planks-uri și cu 2 sticuri și chestiile astea se strică. Am uitat să precizez faptul că avem și thirst, deci avem și sete. În curând o să ne fie sete, deci trebuie să găsim cât mai curând nisip, trebuie să găsim cât mai curând să facem și un furnal. De asemenea, o să trebuiască să ne găsim un loc călduț, pentru că odată cu venirea serii o să începem să dârdeim de frig. Și cred că am să mor din primul episod. Am așa o presimțire, o vagă presimțire. Ce e aici? Un Ender? What? Oh da, e un Enderman. Deci odată cu foamea o să scadă și setea. Deci acum mai nou există posibilitatea să murim și de sete. De ce am ales toate modurile astea? Poate v-ați întreba, poate nu v-ați întreba. Eu îmi pun așa o întrebare ca să și răspund la ea. Minecraft, unde mi-e muzica? Unde mi-e muzica? Music? Alo? Și-o subtitles? La ce poate să-mi arate subtitles? Da, ar fi interesant. Hai să lăsăm așa on. Habar n-am. Așa.
Avem 11. A, serios? Deci subtitles înseamnă chestia aia din dreapta, block, broken. Really? Wow, ce trist. Cum putem mări eficiența în momentul în care punem mai multe blocuri, pentru că nu o să fie... Hai să dăm disable, cred că chestia asta îmi provoacă lag, nu știu de ce. N-am așa o presimțire. Doar o presimțire, este doar o presimțire. Avem și autojump, apropo, de multe ori nu apăs pe nimic și îl sare singur ca un idiot. Ceea ce la un moment dat devine destul de frustrant, pentru că... Mănânc-o. Pe bune, cât durează. Am eu un lag sau ceva? Dacă avem un topor de calitate din ce în ce mai bună, unde naiba am pus alea, uite-le. Apa asta, apropo, arată minunat. Un topor de calitate din ce în ce mai bună, se va mări șansa să ne dropeze mai multe blocuri. Însă pentru început trebuie să ne chinuim cu asta. Deși ar fi recomandat să dau cu un băț, pentru că până și bățul mărește șansa. Am tot testat până acum, am mai tot jucat mod pe costa și pe live, nu știu, pentru cei care ați prins, am mai jucat și pe live. Am mai făcut pe live și așa, ca să vă obișnuiți un pic cu modpack-ul ăsta și cu chestiile pe care le poate oferi acest modpack. O, doamne, în sfârșit putem să facem o masă de crafting. Yay! Deci a durat cât? 7 minute, filmăm de 7 minute și abia în 7 minute am reușit să ne facem o masă de crafting. Deci vă dați seama doar cât de dificil este acest modpack. O să fie foarte interesant, avem și niște moduri tehnice. Am uitat să precizez. Niște moduri care schimbă așa un pic jocul, pentru că am zis că ar fi puțin cam plictisitor să facem doar cu ceva medieval, așa că am zis, frate, hai să fie și niște moduri tehnice ca să nu ne plictisim prea curând. Cel puțin eu, nu știu de voi. Voi vă plictisiți cam ușor, adică preferați să vă uitați la Rafael cum a făcut, nu știu, o serie care Cică este super ultra mega hardcore și el este un super mega ultra giga hecta survivor. Wow! Și da, hardcore, nu știu, îmi pare că ăsta e cam hardcore. Avem vieți limitate, avem frig, avem sete, foamea scade mult mai repede, noaptea dacă vine un zombie și ne dă două bucăți, ne-a omorât din prima. Deci, cred că asta este hardcore. Principiul de funcționare al chestiei astea este următorul. Dacă vrei mai multe inimi, să ai acolo mai multe inimi, trebuie să faci tu rost de mai multe inimi. Și cum faci chestia asta? Ei bine, pur și simplu, Dumnezeule, vine noaptea. Funcționează ca pe Terraria. Nu știu dacă ați jucat Terraria. Găsiți niște inimi la un moment dat subteran, luați inimile alea, le spargeți și le folosiți. Cam așa funcționează și aici. Nu știu dacă este craftabilă totuși. Ia să vedem. Hearth mushroom. Deci nu se poate. Deci este doar găsibilă, nu și craftabilă. Ok. Se lasă noaptea destul de repede. Deși cred că am lightning-ul. Nu, acum este brightness-ul dat pe maxim. Și abia dacă mai văd ceva. Holy shit. Trebuie să cam începem să ne mișcăm noi de aici, să ne băgăm în subteran și să facem rost repede, repede, repede de o torță. Torțele o să vedeți că ne ajută foarte mult. Și ce cu acest bănuț o să discutăm imediat ce mă pun la cuștubeu. Pentru că deja începe să-mi fie frică, pentru că se spawnează mobi. Holy shit, deja au început să se spawneze. Se spawnează mobi și da, noi nu avem aceleași șanse ca pe survivalul normal, în care dai pur și simplu 2-3 bucăți la mob și gata e, pa. Și el nu ți-a luat aproape nimica. Deci aici nu funcționează principiul. Hai să fiu MLG Pro. O, Dumnezeule. Așa, pickaxe. Așa. Ne luăm Chandra Maua, ne mutăm Chandra Maua, sparge totodată. Era un abonat pe Discord care a zis așa, cu un sens de aibă să ne amintim și de unde am plecat, știi? Zice, boss, mai facem și noi Minecraft, știi? Și parcă doar acel un singur comentariu, ca să vedeți cât de important sunt abonații pentru mine, doar acel singur comentariu, efectiv, nu știu, m-a motivat și m-a determinat să încep să fac o serie totuși. De ce nu? De ce să nu facem o serie cu acest joc?
Până la urmă, iChuncio prima dată a existat de la Minecraft, a apărut de la Minecraft iChuncio. Nu știu ceilalți pentru ce v-ați abonat, probabil Stoneheart sau alte jocuri pe care le făceam, însă iChuncio a existat prima dată de la Minecraft. Deci eu am pornit de jos, de la low level, am fost și eu un low level. Văzusem afară niște chestii, însă în momentul de față îmi este cam frică să ies. De aceea hai mai bine, dacă murim, o să avem waypoint. Și dacă murim, totuși să nu pierdem obiectele. Deci, hai să începem așa, să ne facem un mic cuștubeu aici. N-aș vrea să țin mai mult de 15-17 minute videoclipul, așa că nu vă faceți griji, nu dați skip. Zic eu, că n-aveți de ce, zic eu, din nou. Nu ne dă cobblestone, de câte puteți observa. Nu ne-a dropat cobblestone, ne-a dropat rock. Deci asta face chestia asta mult mai hardcore. Aici intervine clay-ul. Clay-ul pe care îl găsim acolo lângă sand, în apă, știți? Chestia aia se va folosi pentru a face cobblestone. Asta mi se pare genial la modul acesta. Deci mi se pare genial. Bun. Hai să ne punem blocul de spart lemne aici. O să spargem lemnele aici. Repede, 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 repede. Bineînțeles, dacă am fi avut un topor de piatră sau de, hai să zicem, de diamond, nu ar mai fi dropat, aici mi se pare avantajul destul de mare, nu ar mai fi dropat o singură chestie de asta de lemn, probabil ar fi dropat 5-6, ceea ce ar fi fost minunat. Bun. Așa, rămânem fără unelte, așa că mai îmi trebuie ceva să am la mine. Nu, întâi toporul, pentru că ăsta e primul care se duce. După care mai facem niște bețe. Nu, tot cu asta. Așa, până se strică. 4 dacă facem. Perfect, ia uite, am făcut chiar mai multe decât aveam nevoie. Bun. Facem și un pickaxe. Din nou, să avem la noi. Uite că deja începem să murim de frig. Să înceapă să ne scadă HP-ul. Hai să mai luăm niște lemn. De-aia am vrut să fac sărăcia asta de topor, pentru că nu mai aveam cu ce să mai spar chestiile. O începe și ploaia. Nice. Ce sunt cu bănuții ăștia? Am un mod minunat în care acest mod îmi permite să-mi fac propria mea comunitate. Da, ați auzit bine. Un fel de sat de villageri. Și o să fie minunat. Minunat, vă spun din capul locului că o să vă placă enorm acest mod. Am mai jucat pe modul ăsta, am mai și testat, am mai și făcut niște sate și este un mod minunat. Minunat, pe care îl recomand tuturor. Lista de moduri, momentan n-aș vrea să o fac vizibilă tuturor. Uite că deja încep să dârdâi de frig. Observați? Chestia asta albastră. Mai îmi trebuie doar două d-astea și mor de frig aici, fuck me. De asta avem o a doua ieșire. Corect. Oh, fac. Marș. Delete, efectiv o bășină dacă mi-ar mai trage acest schelet, aș muri instantaneu. O bășină trebuie să-mi tragă, atât. Și sunt mort. Sunt dead, sunt gata, sunt rip. Gata, end of. Oh! Nu, ce ploua până acum în Minecraft? Păi ce ploua acum? În Minecraft fără shader, era low level. Uite-te și tu cât a ploaia. Efectiv nu vezi 2 metri în față. Și mai are și sunete de-astea super realiste. A ce vrei? Lasă-mă pace! Lasă-mă pace, piticule! Marș! Frate, mă bate orice în Minecraft! Nu-mi place! Care ești, mă? O, Doamne! O, Dumnezeule! O, Dumnezeule! Ok, sunt încolțit. Run! Run, forest! Run! Pe unde să fug? Nu văd nimic! Ba da, văd! Văd! Nu văd nimic! O, Doamne! Marș! Ui! Ai, pe bune! Oh, mersi! Da, dar plouă! Așa că nu o să facem nicio ispravă. A, pleacă de aici, ui! Mori! Hai, mă! Da, uite aici e locul unde am murit. Ni! Aici m-a bătut scheletul! Gata, acum l-am bătut eu și mai am o viață, pe bune? Fac, măi. Gata, o să mor! Dumnezeule! Nu! Ui!
stânga, dreapta! Hai! Mort, mort, mort! În sfârșit, pot vedea. În sfârșit. Și cred că am să le țin așa. De dragul, sănătății mele. Ce? Am murit? De dragul sănătății mele, am să o las pur și simplu așa, ca să pot să văd și eu ceva, măcar 2 metri în față, și nu știu de ce s-a oprit sunetul. N-am comandat sunetul lui să se oprească. Oh! Perfect, mersi, pup, pup dulce. Așa. Hai să ne întoarcem înapoi la treaba noastră. Aveam și noi niște iteme pe aici, dar cred că s-au despawnat între timp. Adică totuși am lipsit atâta timp. Unde era intrarea aia? Cred că am pierdut-o. Fuck, nu. Nu, stai, spar pe partea cealaltă, că am luat târnăcopul totuși. Am luat târnăcopul așa că am să spar pe partea asta înaltă. Casă, vreau la casă. Așa, în sfârșit. Așa. Chestia asta, experiența asta solidificată, există o posibilitate la un moment dat să-ți dropeze și experiență solidă. Și cu experiența solidă mai departe poți să o spargi pur și simplu. Mă rog, de fapt îi dai click dreapta și se sparge și îți dă level. Cam așa funcționează. Oameni buni, cam aici se încheie cu acest episod. Știu că nu a fost nimic. Concret nu a fost nimic, nu am făcut nimica. Dar asta înseamnă episodul 0, nu știu. Dacă vă place această serie, să nu uitați să apăsați și voi butonașul de like. Bineînțeles, toate întrebările voastre sau toate sugestiile voastre v-aș ruga tare mult în secțiunea de comentarii acolo mai jos. Le citesc, bineînțeles, toate comentariile. Și ar fi foarte, foarte tare dacă am reușit să facem măcar 100 de like-uri și 100 de comentarii pentru acest episod. Ar fi foarte, foarte tare să atingem acest target. Eu am fost gazda voastră, Aiciuncio, și vă doresc tuturor să aveți o zi sau... nu știu cum vă uitați, o seară faină în continuare. Ciao, 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 ciao!